În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde este Hristos, și nu cele de pe pământ, zice Sfântul Apostol Pavel Colosenilor. Uitându-ne atenți la minunea înmulțirii acestor pâini și de altfel la toate minunile pe care le face Domnul Isus, Putem să vedem că Dumnezeul nostru veșnic, văzând că oamenii nici cum nu se pot ridica spre cele de sus, s-a coborât el pe pământ. S-a coborât, a luat trup omenesc pentru ca să intre în contact cu oamenii care și-au închis cele duhovnicești, simțurile duhovnicești. Și pentru ca să poate fi ridicați oamenii spre cele cerești, Hristos a trebuit să facă și lucruri. Pământești, omenești, începând de la pildele pe care le spune, de exemplu, el arată niște întâmplări ale oamenilor pe pământ, dar prin acestea vrea să le înalțe mintea spre împărăția lui Dumnezeu, să-i ducă cu gândul la alte lucruri, trăirii ale vieții duhovnicești. Prin înmulțirea acestor pâini, eu am văzut tot un astfel de lucru. Și am văzut totodată că Domnul Isus Hristos are oarecum emoții în a săvârși minuni. În sensul că nu cumva oamenii să priceapă altceva dintr-o minune. Vă aduceți aminte că în pustie, când era singur, vine diavolul și spune fă din pietrele acestea pâini și Domnul refuză. Sau aruncă-te de pe templu, că te vor prinde îngerii și Domnul iar refuză. Asta vrând să arate că minunile nu se fac doar de dragul încântării oamenilor. Doar ca lumea să rămână cu gura căscată și să spună extraordinar. Deși sunt multe minuni de felul acesta în lumea în care trăim și ca efect vedem același lucru. Oamenii rămân cu gura căscată cât? Două, trei zile, o săptămână și după aceea uită de Dumnezeu. Bună oară zicea cineva că sunt oamenii foarte uimiți de icoanele Maicii Domnului care îl crimează. Și întreba acest om duovnicesc, oare de ce nu se întreabă oamenii de ce crimează icoanele? Se duc așa o zi, o săptămână, poate chiar o lună de zile și se uimesc, se închină la icoana respectivă, dar nu se întreabă decât foarte puțin de ce crimează icoana Maicii Domnului. Numai ca să ne lase pe noi cu gura căscată? Și zicea omul acesta, nu, mai Maica Domnului plânge pentru faptul că noi nu vedem viața duhovnicească așa cum a văzut-o ea. Plânge de durerea și de păcatele oamenilor și noi nu vedem decât minunea aceasta pământește, omenește. Nu trecem dincolo de ceea ce se întâmplă material, fizic. Minunea aceasta în mulțirii pâinilor, dragii mei, să știți, a fost ceva foarte asemănător cu asta. Nu mă închipuiți-vă, 5.000 de oameni ați auzit, afară de femei și de copii, asta spun mulți teologi că ar fi însemnat cel puțin încă vreo 10.000, deci vreo 15.000 de oameni care toți mănâncă din 5 pâini și doi pești. Eu mi-am pus întrebarea, oare la răstignirea Domnului, la judecata Lui, unde au fost cei 15.000 de oameni care au mâncat din aceste pâini? Pentru că dacă erau 15.000 să strige acolo, lasă-L în pace, n-avea ce face. Nici Pilat, nici mai mari Norodului n-aveau ce să facă decât să le libereze. Dar n-au fost. Sau chiar dacă au fost, au strigat împotriva Domnului Isus. Dar asta ne arată Domnul imediat, dacă vă veți uita în Evanghelia după Ioan, după ce înmulțește pâinile în capitolul 6, Domnul pleacă. Ați văzut și pe ucenici. Imediat după ce împart pâinile, îi urcă repede în corabie și zice, tăiați-o de aici, repede. Eu m-am întrebat de ce eu am alungat așa de repede. Pentru că ucenicii, ei înșiși împărțind aceste pâini binecuvântate, puteau să li se urce la ca mândria să zică, măi ce mare am ajuns. Am săturat cu 5 pâini 15.000 de oameni. Păi acum ne putem lăuda. Și imediat cum au terminat minunea, Domnului pusuie pe corabie, plecați de aici. Ca să ne învețe și pe noi că orice lucru bun am face, cum ați auzit în poezia dinainte, să uităm repede, să nu cumva să credem că noi, prin puterea noastră, am făcut ceva. După asta pleacă așadar și ucenicii și mântuitorul și ne spune Evanghelistul Ioan că a venit la Capernaum și au venit și oamenii căutându-l pe Domnul Isus și găsindu-l dincolo de mare, i-au zis învățăturile când ai venit aici. Și Isus le-a răspuns și a zis, adevărat, adevărat zi vouă, mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Și apoi le zice, lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care o va da vouă fiul omului, căci pe el l-a pecetuit Dumnezeu Tatăl. Așadar, chiar după ce mănâncă din pâini, oamenii îl caută pe Domnul Isus pentru că și-au săturat pântecele. Și Domnul zice, nu asta am vrut eu să vă arăt cu minunea asta, nici cu alte minuni, n-am vrut să vă satur pe voi de pâine, să vă satur stomacul, nici să vă vindec numai bolile. N-am vrut să vă deschid ochii ca să nu vă plângeți că sunteți orbi. Și am vrut să vă arăt tainele împărăției lui Dumnezeu cele de dincolo. Dar să nu ne mirăm de mulțimea poporului evreu, <coughs> pentru că chiar un om înțelept din poporul evreu cade în aceeași capcană gândirii lucrurilor pământește. Nicodim merge noaptea la Isus și cunoașteți discuția Domnului cu Nicodim despre nașterea din nou. Și la un moment dat, când îi vorbește despre nașterea din Duh, Nicodim îi spune, Doamne, cum poate să fie acestea? Și Isus i-a răspuns, Tu ești învățătorul lui Israel și nu cunoști acestea? adevărat, adevărat zic ție, că noi ceea ce știm vorbim și ce am văzut mărturisim, dar mărturia noastră nu o primiți. Dacă v-am spus cele pământești și nu credeți, cum veți crede de vă voi spune cele cerești? Uitați-vă unde apare blocajul între oameni și Dumnezeu. Tot ce ne dă Dumnezeu ne dă cu un scop clar, să ne ridice mintea, sufletul, inima spre El, spre împărăția Lui. Și noi vedem invers tot ce ne dă Dumnezeu, uite -te, ne o, uite-te, ne-a dat pâine, acum avem frigiderele pline, avem cu ce ne îmbrăca, ce bun e Dumnezeul nostru, dar să știți că nimic din cele pământești câte ne-a dăruit Dumnezeu nu ni le-a dat pentru aceasta. Ni le-a dat ca să înțelegem bunătatea Lui cerească, veșnicia Lui. Ei, la fel se întâmplă și cu înmulțirea pâinilor. Pomeneau frații aici înainte că această înmulțire se aseamănă foarte mult și prefigurează foarte clar Sfânta Împărtășanie. Bună oară, vedeți gesturile pe care le face Domnul Isus. Ia pâinile, mulțumește, le binecuvintează, le frânge și le împarte. La fel face la cina cea de taină. Mulțumește, binecuvintează și le împarte ucenicilor. La fel în Emaus, cu Luca și Cleopa. Mulțumește, binecuvintează și iar le frânge. Părinții bisericii spun mai mult că cele cinci pâini arată foarte limpede că Domnul vrea să îi împărtășească pe oameni cu trupul și cu sângele lui. Pentru că cele cinci pâini ar fi simbolul celor cinci simțuri omenești. Și cei doi pești, și vă aduceți aminte că în epoca primară peștele era unul din cele mai importante simboluri creștine, cei doi pești arată că Hristos îi împărtășește pe oameni și cu viața sa dinainte și cu viața sa de după înălțarea la ceruri. Adică Domnul vrea să arate că El este stăpân asupra vieții și asupra morții și chiar prin Sfânta Împărtășanie vrea să ne înalțe nouă și trupul și sufletul spre cer, zice fratele Traian Dorz. Că împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului, noi luăm în noi sămânța nemuririi. Pentru că atunci când Hristos va învia, să se lege de acest trup și sânge al Lui din noi, cu care noi ne-am împreunat și să ne învieze și pe noi, să explodeze viața și din noi pentru a trăi viața acea veșnică. Însă uitați-vă cum oamenii au transformat chiar și acest lucru într-un lucru pământesc. Și vin oamenii la împărtășanie și iau, sunt împărtășanie ca și ceva pământesc. Tocmai de aceea aș vrea să înțelegem că viața cu Dumnezeu nu este o viață de reguli. De multe ori oamenilor ar fi foarte simplu să se spună, domnule, citești în fiecare zi o oră din Scriptură. Te rogi încă o oră, te duci și te împărtășești și viața mântuirea ta e rezolvată. Nu asta vrea Dumnezeu să facă niște roboței, te și să-i ducă în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne schimbe nouă viața total și oamenii parcă numai asta nu vor. Domne, facem orice, executăm orice porunci ne dai, dar nu ne pune să ne schimbăm viața. Pentru că asta înseamnă ca tot să trăiești de aici înainte cu Hristos. De multe ori oamenii cred, păi eu mă duc la biserică. Unde greșesc? Nu curvez, nu mă îmbăd, nu fumez, mă duc și la adunarea oastei. Domnule, am făcut și legământ. Când cântări duhovnicești? Unde greșesc? Pentru că nu avem viață în noi și simțim asta de multe ori. Nu trăim cu adevărat în toată plenitudinea viața împreună cu Hristos. Pentru că vedem și noi lucrurile acestea ca și niște telighidați. Doamne, noi am executat ceea ce ne-au spus frații și ne-au spus părinții, dar în viața, în înlăuntru nostru, în sinea noastră, în inima noastră, cât de dragi ne sunt lucrurile acestea. Uitați-vă la cei 5.000 de oameni, că tot îi le bai lăudăm, baie criticăm. De dimineața și până seara l-au ascultat pe Hristos și nu s-au plictisit. Și noi abia așteptăm. Putem să zicem noi, Doamne, acum e seară, suntem flămânzi, n-am mâncat nimic de azi dimineață, lasă-ne să mergem acasă să mâncăm. N-au zis nimic, ucenicii au venit și au spus, Doamne, slobozește Sau gândiți-vă la Petru, Iacob și Ioan pe muntele taborului. Doamne, bine noi o să fim aici, hai să facem trei colibe, nu mai plecăm de aici. De câte ori v-ați gândit așa în adunare? N-aș vrea să se mai termine adunarea. Aș vrea să nu se mai sfârșească cântările și cuvintele fraților. De câte ori v-ați gândit așa la Sfânta Liturie? Vreau să nu se mai termine liturgia asta. Așa mă simt, Doamne, ca și în rai aici și nu vreau să se mai termine. Dar aceste lucruri se întâmplă nu din cauza lui Dumnezeu. Nu din cauza lui Hristos, că El e altfel, că El nu e în aceeași strălucire ca pe muntele taborului, că El nu are același cuvânt în Sfânta Scriptură cu aceeași putere. Nu e din cauza Lui, e din cauza noastră, Că ochii noștri s-au închis, duhovnicește și noi vedem numai lumește. Apoi iar au vorbit lung frații, iar n-am în înțeles ce au spus, iar n-am văzut soarele dreptății Hristos despre care vorbim și asta nu pentru că nu există soarele, ci pentru că ochii noștri cei suflete s-au închis. Pentru că prea legați suntem de lucrurile acestea pământești și materiale. Prea mult ne stă inima legată de ele. De aceea zice Sfântul Pavel, cum am zis la început, dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați cele de sus, și nu cele de pe pământ. Prea mult căutăm cele de pe pământ. Chiar și în cuvintele pe care le ascultăm, vrem să ne delectăm mintea cu lucruri inteligente. Hai să vedem ce explicații, explicații de fratele ăsta, ca să mă bucur și eu în mintea mea să zic extraordinară. asta a fost o explicație fantastică, asta e o filozofie pe care nu o întâlnești oriunde. Să știți, chiar și explicațiile acestea, dacă nu ne provoacă la viața adevărată, la schimbarea vieții noastre, nu ne sunt de niciun folos. Nu o distracție intelectuală să fie adunarea oastei Domnului. Domnul de aceea Mântuitorul se întristează când le spune ucenicilor, mă căutați pentru că v-am dat pâine și v-a săturat. Eu nu mă mulțumesc cu asta. Ba, în altă parte, ne spune evanghelistul Luca, au venit oamenii și au zis, au vrut să-l facă cu forța rege. Păi cu nu ar plăcea un rege ca să le dăie de mâncare toată ziua gratis, să le dăie bani, să le împartă de toate și oamenii să stea liniștiți la casă lor să spună, păi împăratul nostru nu ne prigonește cu nimic, nu avem nicio suferință, nicio boală, nicio durere, nici foame, nici sete, nici frig, nu avem nicio problemă. Atunci putem sta liniștiți acasă. Dar ce legătură mai era aceea între om și Dumnezeu, dacă aveam de toate? Ei, Hristos a mai zis asta o dată. nu vine nici să stârpească foamea de pe pământ, nici să stârpească frigul, nici boala, nici suferința. Și vine să ne învețe cum să trecem prin ele și să vedem împărăția lui Dumnezeu dincolo de ele. Vine să ne deschidă ochii sufletești și să neglijăm toate lucrurile acestea pământești. Chiar să râdem de ele, zicea preasfințitul Irineu, omul credincios cu adevărat poate să râdă în față și morții. Poate să-și bată joc de moarte zicându-i, unde este moarte boldul tău, puterea ta, că Hristos te-a biruit, Mie nu-mi mai frică de moarte, zice omul credincios. Sfântul Pavel zice, pentru mine a muri este un câștig. Noi câți dintre noi putem să zicem lucrul acesta? Și asta pentru că relația noastră, legătura noastră cu Dumnezeu e prea formală. Inima noastră nu e legată strâns de Dumnezeu sau mai strâns de Dumnezeu decât lucrurile acestea pământești. De aceea primii creștini îl iubeau pe Dumnezeu mai mult pentru că nu aveau atâtea ca și noi. De aceea fratele Traian și părintele Iosif erau așa de tare legați de Dumnezeu. Pentru că material, pământește, nu mai aveau nimic la ce să țină. Oricine iubește casă, părinți, frați, surori, soție, copii, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. De aici pleacă, să știți, trăirea noastră în adunare și în biserică. De aici pleacă viața noastră adevărată cu Dumnezeu de la schimbarea noastră. Asta a văzut și părintele Iosif Trifa. Că oamenii se împărtășesc cu trupul și sângele lui Hristos, dar nu mai trăiesc împărtășirea aceasta. Așa să citesc numai câteva cuvinte din ce zice fratele Traian legat de Sfânta Împărtășanie. La tâlcuirea capitolului 6 din Evanghelia după Ioan, fratele Traian zice așa. Când auziți cuvântul adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă, nu treceți cu ușurință peste acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu, frații mei. Căci în aceste categorice cuvinte este poruncită condiția propriei voastre mântuiri și vă este dată condiția veșniciei vieții. Nu puteți înțelege de ce și cum este aceasta? Dar credeți puternic că așa este. Poate că nu puteți înțelege cu mintea, asta este o taină, dar credeți puternic cu inima că este așa și prin credința inimii veți ajunge la înțelegerea tainei acesteia pe altă cale decât cea a rațiunii obișnuite sau necredincioase. Dacă nu mâncați trupul său, întrupat în sfânta împărtășanie, cred că puteți face orice vreți, puteți face orice alte forme, ostenel și lucruri, puteți face orice vi se pare vouă necesar mântuirii, puteți face orice vă convine vouă sau faceți, fără asta cred puternic că e în zadar atâta vreme cât puteți să vă împărtășiți cu trupul și sângele lui Isus sub forme Euharistiei, când aveți prilejul să o faceți și când sunteți îndemnați să o faceți și când aveți timp să o faceți, dar nu vreți să o faceți sau neglijați să o faceți aceasta din o pricină sau alta trupească sau sufletească, eu cred puternic că orice altceva ați face, nu veți avea viață. Așa, tocmai așa cum este scris aici. Și Părintele Iosif Trifa completează lucrurile acestea arătând oarecum și trăirea. Pentru că nu se poate oricum, zice părintele, te împărtășești, apoi puterea acestei taine trebuie să se vadă și în viața ta. Trebuie să se vadă cu mari spinii și mărăcinii și burienele păcatelor și năravurilor rele din viața ta. Nu uitați! Cărbunele cel aprins e un foc care nu arde numai păcatele, ci arde și pe cei care le iau cu nevrenicie și fără nicio îndreptare. Ei, Prefigurarea acestei taine, dragii mei, n-a fost altceva decât provocarea tuturor oamenilor la viața adevărată. Pentru că a te putea împărtăși, trebuie să crezi, să-ți aprinzi inima cu cuvântul lui Dumnezeu, după aceea să te mărturisești, asta înseamnă iar o umilință. Să te spovedești și să-ți recunoști păcatele înaintea duhovnicului, e o umilință, o smerenie, un act de smerenie. Și plecându-te în felul acesta, ești provocat să schimbi ceva. Pentru că, vedeți, de multe ori mergem la spovedanie și cu inima strânsă, zicem, da, păi, da, lucrurile astea le-am spus și data trecută, cum mă duc acum în fața duhovnicului? Și tocmai acest lucru ne provoacă să ne străduim să nu mai facem păcatele respective. Sau gândindu-ne cu cutremur la importanța Sfintei Împărtășanii, dacă suntem conștienți că noi ne unim cu Hristos, nu mai putem oricum să luăm această Sfântă Împărtășanie, ci suntem provocați la schimbarea vieții. Ori dacă omul stă numai liniștit, așa, apoi eu îmi fac treaba mea, mă duc liniștit pe linia mea, mă duc teleghidați și execut ce au spus frații și părinții, ajungem la o stare dintre asta de somnolență, de adormire, în care noi suntem mulțumiți cu noi înșine. Noi facem lucruri bune și se poate să nu facem lucruri rele. Dar nașterea din nou, și să știți, este un proces continuu în care omul se luptă. Deci cineva în viața duovnicească este ca într-o mlaștină. Dacă nu dai din mâini și din picioare să urci și să ieși afară din păcat, cobori. Deci, chiar dacă ne-am curățit, chiar dacă ne-am sfințit, chiar dacă ne-am împreunat cu Hristos, chiar dacă l-am primit în lăuntru nostru, nu putem să zicem gata, Doamne, noi am terminat toată lucrarea noastră de mântuire. De aceea vine și în Evanghelia de astăzi și le spune ucenicilor, dați-le voi să mănânce. Și zicea fratele Victoraș înainte, e adevărat că nu avem ce să le dăm oamenilor, poate nici trupește, nici duhovnicește ce să mănânce. Dar dacă ne străduim noi, să schimbăm noi ceva în lăuntru nostru, în inima noastră, un cuvânt care îl citim să ne pice pe inimă și să-l putem da mai departe, o vorbă bună, să facem atât cât putem, ceea ce ne pricepem, dar să o facem ca și pentru Dumnezeu. Și aș vrea să închei cu o poveste pe care am spus-o și astăzi, legată de acest dar pe care îl avem fiecare, legată de taina aceasta pe care trebuie să o trăim în lăuntru inimii noastre fiecare dintre noi. Se spune că era un acrobat care toată viața lui n să facă altceva decât să facă tumbe, să se dea peste cap, să stea în mâini, să se joace, să jongleze cu bilele, și câte și mai câte fac cercarii. Și într-o zi i-a venit lui gândul să se liniștească cumva. Nu că nu-i plăcea ceea ce face, dar s-a gândit că ar trebui să se apropie mai mult de Dumnezeu. Și în felul acesta, gândindu-se, se întâlnește cu un călugăr. Și călugărul îi propune, hai să faci în schimb. Tu te duci în locul meu la mănăstire, eu mă duc în locul tău la circ. Când a auzit omul nostru foarte bucuros, păi asta e tot ce căutam. Intră în mănăstire și acolo toți călugării se străduiau să facă ceva duhovnicesc. Starețul scria o carte despre virtuțile Maicii Domnului. Alt călugăr copia și scria frumos, caligrafic, tot ce scria starețul. Altul se pricepea foarte mult la pictură și picta icoane cu Maica Domnului și cu Hristos. Alții stăteau în fiecare zi și făceau slujbă și se rugau și cântau în cinstea lui Hristos și a Maicii Sfinte. Omul nostru nu știa să facă nimic, nu știa să citească, nu știa decât să facă tumbe. Și atunci eu da stare o ascultare, să schimbe lumânările, să schimbe apa la flori, să facă curățenie, să șteargă de praf încoace și încolo. Și într-o zi găsește la subsolul mănăstirii o capelă părăsită, plină de praf și făcând curățenie acolo dă peste o icoană a Maicii Domnului. Și după ce o curățește, cade în genunchi și se roagă, zicând, Maică, prea curată, uite, eu nu știu să te laud așa cum te laudă călugării ăștia pricepuți și inteligenți. Învață-mă și pe mine cum să-L laud pe Dumnezeu. Și atunci vine un glas din icoană, păi fă ceea ce știi. Cum ce știu? Eu știu să fac acrobații numai. asta fă. Și începe, călugăr, începe acrobatul nostru să facă tumbe în fața icoanei, începe să arunce cu bilele, în stânga și în dreapta, să se joace cu ele, și asta făceam fiecare zi, chiar văzând uneori că pruncul din icoană zâbea în colțul gurii la toate tumbele pe care le făcea el. Ei, dar unul dintre călugări, în timpul slujbei, că deasupra era slujba, aude gălăgie jos și se duce și îl vede pe acrobatul nostru că face tot felul de tumbe acolo în fața icoanei Maicii Domnului și se duce repede să-l părească la stareț. Și starețul zice, măi, nu cred, nu se poate să facă el chiar cu atâta nesimțire în fața icoanei să, să, facă jmecherii din astea. Hai să-l urmărim. Se ascund după un stâlp și îl urmăresc. Ei, începe și a doua zi omul nostru să facă la fel, tumbe în fața icoanei, pruncul iară zâmbește din icoană și când se iasă starețul și să strige la om să se oprească, să nu facă de rușine omenirea în fața icoanei Maicii Domnului, numai vede că Maica Domnului se dă jos din icoană și cu mahrama ei îi șterge probadele de sudoare ale acrobatului, cum se dădea el peste cap. Și atunci a priceput și starețul și a stat de vorbă cu el și i-a zis, de câte vreme vii tu aici? Omul nostru zice, nu m-a alungat părinții din mănăstire, că eu nu știu ce să fac. Asta mi-a spus Maica Dumnezeu, să fac ce știu. Și atât am știu să fac. Și a priceput și starețul și aș vrea să pricepem și noi, că Dumnezeu ne cere fiecăruia să facem ceea ce ne pricepem cel mai bine, dar să facem ca și cum am face pentru Hristos. Ucenicii aveau doar cinci pâini și doi pești. Noi avem fiecare câte puțin. Cred că nimeni nu poate să spună că nu are chiar nimic, pentru că Dumnezeu ne-a dăruit fiecăruia câte ceva. Măcar o vorbă bună, măcar o mână cu care să mângâiem sau să ștergem sudoarea de pe fruntea cuiva măcar recunoștința noastră față de semenii noștri. Să ne rugăm împreună cu cineva drag. Chiar să facem o mâncare bună. Chiar să știm să facem curățenie. Să o facem cașu pentru Hristos, pentru semenii noștri. Și atunci, cu siguranță, Dumnezeu nu numai că va primi darul nostru, ci El însuși se va coborâ și le va înmulți și ne va face să petrecem aici, pe Pământ, în lui Dumnezeu. Și apoi după aceea, după ce vom trece pragul morții, nu va fi pentru noi decât o schimbare de vedere. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.